Lăudat să fie Domnul! Dragii mei, pentru ca să poți să faci o asemenea lucrare, acum, voi ați văzut imagini color frumoase, frații le-au aranjat un pic ca să ni le prezinte. Întotdeauna când vin frați care sunt misionari în Africa, avem ședință de pregătire, pentru că imaginile nu sunt toate așa. Marea majoritate a imaginilor reale din Africa nu sunt potrivite pentru stomacul nostru. Și nu oricine poate să meargă. Frații aceștia nu merg în vacanță în Africa, nu sunt într-un fel de croazieră, nu sunt într-o aventură de safari. Frații aceștia muncesc în câmpul Evangheliei în Africa, în zonele cele mai grele, în zonele fără cele mai elementare calități pentru viață. Iată de ce avem o admirație deosebită pentru oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Am câțiva prieteni care încearcă din răsputeri să mă ducă de ani de zile în India, în Africa. Și nu le spun nu, dar nu-i pentru toți. Te poți duce acolo să stai verde o săptămână. Nu te împași cu mâncare, nu te împași cu apă, nu te împași cu fiecare cu stomacul lui, fiecare cu felul lui de a fi. Însă, că sunt asemenea oameni pe care Dumnezeu îi cheamă, îi trimite și îi folosește în asemenea zone, asta este o mare binecuvântare, asta e un dar de la Dumnezeu. Oamenii ăștia n-au falimentat în viața lor personală. Oamenii aceștia n-au fost ultimii oameni din comunitatea în care au crescut. Oamenii aceștia s-au lepădat și au renunțat la privilegii, au renunțat la cariere, au renunțat la bunăstare, au renunțat la condiții. Dintr-un singur motiv, n-au avut de câștigat niciun pic de popularitate, niciun pic de recunoaștere, pentru că s-au dus și au stat ani întregi în mijlocul acestor oameni. Tot ce s-a câștigat a fost pentru împărăția lui Dumnezeu, suflete mântuite, lăudat să fie Domnul. Iată de ce m-am gândit în timp ce fratele vorbea și de fapt noi ne-am întâlnit în urmă cu câteva săptămâni. Categoric că în această dimineață la încheierea serviciului o să am rugămintea la fiecare dintre dumneavoastră să facem o contribuție specială pentru această misiune în Namibia, în Africa. Vreau să contrazic și să demontez odată pentru totdeauna ceea ce am auzit mergând prin multe comunități în America, în România, printre români. Dom'le, avem noi de evangelizat pe noștri. Avem noi zone în țara noastră care trebuie evangelizate. Ascultați! În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu, care a fost citit mai devreme, spune că îmi veți fi martori în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, începând din Ierusalim, de acolo de unde sunteți, să știți că e o categorie de oameni care vor rămâne în Ierusalim, pentru că Ierusalimul trebuie să continue să fie evangelizat. Vor fi câțiva care se vor împrăștia în împrejurimi și vor extinde împărăția lui Dumnezeu gradual, din sat în sat, din localitate în localitate. Alții vor merge în Samaria, la alte neamuri, la alte triburi. Și unii se vor duce până la marginile pământului. Niciodată nu trebuie să judecăm o chemare în detrimentul, sau să afirmăm o chemare în detrimentul alteia, să judecăm o chemare ca fiind mai puțin importantă decât alta. Lucrarea lui Dumnezeu se face concomitent. Unii sunt chemați să facă evangelizare în casele lor, să-i ajute Dumnezeu. Unii sunt chemați să facă evangelizare la locul lor de muncă, să-i ajute Dumnezeu. Unii sunt chemați doar până la școala unde învață, să-i ajute Dumnezeu. Unii sunt chemați să facă între vecinilor și pe ei să-i ajute Dumnezeu. Alții sunt trimiși în localitatea următoare, în satul următor, în comuna următoare, să-i binecuvinteze Dumnezeu. Dar unii sunt chemați să meargă acolo unde n-a fost nimeni și unde nu s-ar duce nimeni.
Știți de ce mă rog pe ăștia să-i binecuvinteze Dumnezeu mai mult decât pe toți? Pentru că sunt mai puțin decât toți ceilalți. Marea majoritate stau acolo unde sunt. Unii se duc mai departe, dar cel mai departe ajung puțin. Și cu toate acestea, Evanghelia este răspândită. Am vrea din toată inima să vă rugăm frumos la încheierea acestui serviciu să facem o strângere binecuvântată pentru această misiune. În al doilea rând, pentru că cu o floare nu se face primăvară, primiți containere de haine, da? Ne spuneți unde să le trimitem pe vară, dacă atunci ai nevoie mai mult cu haine de iarnă, probabil nu numai, pentru că Evanghelia îi și civilizează pe oamenii ăștia. Noi vrem îmbrăcați ca pe noi aici. Unde credeți că e mall-ul acolo în Kalahari să ducă să-și cumpere costume? Trebuie să le trimitem noi haine, să se îmbrace decent. Noi îmbrăcăm. Acolo n-au mai nimic. N-au țesătorii, n-au croitorii, n-au nici ce să le facă. L-am întrebat pe fratele cum i-a găsit. Vă spun eu cum i-a găsit. I-a găsit cu bucățele de piele, de animale, prinsă pe aici, pe acolo. Se frică să te uiți la ei, nu? Arată destul de bine. Dacă se arată destul de bine, mulți oameni au trebuit să sacrifice. Vom vorbi cu misiunea Acts of Hope, a bisericii noastre, misiunea caritabilă, și cred că o să demarăm un proiect de strângere de haine, de încălțăminte, de tot ce le trebuie acestor oameni. Vom ține legătura să ne informați ce aveți nevoie și pentru început să trimitem un container cu haine acolo să aibă să le dea la acești oameni. Voi, bineînțeles, dacă se vor găsi tineri, frați, surori, care doresc să meargă, să ajute măcar temporar, mână pe sezoane, iarăși vă rugăm să ne informați când sunt sezoanele cele mai potrivite de a merge, probabil că tot anul, misiunea nu se oprește, nu e sezonieră, fiecare când poate, ne informați și putem să avem un proiect pe linie de biserică, să trimitem niște oameni interesați să facă misiune și să învețe să facă misiune. Și suntem și într-un proiect de acreditare, să dăm sprijin acestor frați cu acreditarea școlii pe care o au acolo, o colaborare între școala noastră și școala lor și credem că Dumnezeu ne va ajuta la aceasta. Bun. Dragii mei, vom face și alte anunțuri la serviciul de seară. Vreau doar să vă spun că duminica viitoare sărbătorim Cina Domnului, iar la serviciul de seară vom avea prezentarea viziunii bisericii pentru anul 2024. Credem că anul 2024 va fi un an binecuvântat. Știți că Satana se grăbește și noi trebuie să ne grăbim, să împlinim voia lui Dumnezeu. Biserica nu mai poate merge la relanti. Biserica trebuie să tureze toate motoarele. Și motoarele suntem noi. Ne umplem de pasiune pentru Hristos și ce avem de făcut. Știți că și Iuda, Domnul i-a spus, ce ai de făcut fă repede, că trebuie să împlinească planul. Și biserica, lucrările pe care Dumnezeu îi le-a încredințat, trebuie să le facă în grabă, trebuie să le facă repede. Aș vrea să am un cuvânt despre mulțumire în această dimineață. M-am bucurat de gândurile pe care le-a împărtășit fratele Marcus mai devreme, pentru că mulțumirea nu este un eveniment. Mulțumirea este o stare, este o activitate permanentă în viața credinciosului. Și dacă mulțumirea este un act prin care exprimăm recunoștința față de cineva care ne-a făcut bine, începând de la un pahar cu apă și până la mult mai mult, vreau să vă spun că mulțumirea poate și trebuie să devină un act al credinței, un stil de viață al credinței noastre, un lucru care să se întâmple permanent. Se menționa Luca 17,
15-16 spune, unul din ei când s-a văzut vindecat s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Era samaritean. Era samaritean. Uneori sunt mai recunoscători oamenii de la care nu așteptăm această calitate spirituală. În Proverbe, capitolul 15, spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 15 la versetul 17. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Ospățul acesta necurmat trebuie să devină un stil de viață pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, nu există bunăstare și nu există afluență și nu există bogăție decât prin comparații. Decât prin comparații. Uneori ne comparăm noi cu noi înșine. Aduceți-vă aminte când ați venit în America. Mulți dintre voi ați ajuns în America înainte de Revoluție. Pentru cei care au ajuns după Revoluție, au ajuns în perioada în care România a trecut printr-o criză de acomodare cu capitalismul foarte dureroasă, pentru că știți că foștii comuniști au fost primii capitaliști. Și omul amărât și sărac a rămas tot om amărât și sărac. Ne comparăm cu noi înșine. Nu știu dumneavoastră, când am ajuns în America, primele lucruri pe care le-am admirat. Mi-am aduc aminte că am fost la Cumnați și stat acolo câteva zile, când am intrat în baie și am văzut, vă mai aduceți aminte surorilor de cortinele alea din plastic roz, dar care arătau așa ca un fel de draperie. Așa. Când am văzut, m-am uitat, am spus, băi, ce chestii au ăștia aici? Carpet pe jos, cine știa de carpet pe jos? Mașină de spălat și de uscat. Primul nostru contact cu America, am avut un apartament probabil cu două cămăruțe mai mici, dar am fost foarte fericit că atunci când am ajuns în magazin, era plin de carne, plin de alimente, eu m-am dus și am pus degetul pe pachetele de carne să văd dacă sunt plastic. Nu mi-a venit să cred că e atâta carne într-un magazin. E comparat cu ce am fost și am avut înainte, comparat cu cozile la care stăteam înainte, comparat cu frigul din casă în care trăia, lipsa de curent, lipsa de gaze, date cu porție, cu lumânări și alea când le găseai de cumpărat, că era coadă și la lumânări. Știți că era coadă la lumânări? Ei, să vii într-o țară unde ai de toate. Comparat cu ce am avut acum, când ne gândim la vremurile alea. Din băi ce amărâțerea. Întrebarea este, e cineva mulțumit? Sau nici acum nu-i bine? Când mergeam să cumpărăm de la Goodwill sau de la Thrift Store și când găseam o haină așa ascunsă printre ele, una mai de calitate, mai frumoasă, mai aranjată, veneam cu ea acasă. Nu ne bucurăm acum de haine de la Nordstrom, cum ne bucuram atunci de hăinuța aia prăpădită, care mai trebuia și puțin modificată. Și... pentru că bogăție, sărăcie, afluență, belșug, ține de unde am fost și unde am ajuns. Când am venit, ne gândeam, dacă pot să
câștig suficient să iau o chirie la o casă, nu la un apartament. Pe urmă am vrut să avem casele noastre, am vrut o casă mai mare. Și am ajuns la un punct la care ne considerăm toți săraci, pentru că nu ne comparăm cu ceea ce am avut. Ne comparăm cu ceea ce au alții. Dar dacă ne-am compara cu cine am fost acum 30 de ani, acum 40 de ani, ce am avut atunci, probabil că am fi mai mulțumiți. Dacă chiar vrem să ne comparăm cu alții, de ce vrei să fii nenorocit? Zici că nenorocitul are toate zilele lui rele. Pleci de la căsuța ta, unde ai tot ce-ți trebuie, ai frigiderul plin, ai curățenie, ai o casă spațioasă, ai draperie, ai toate utilitățile, ai tot ce-ți trebuie în bucătărie, ai tot ce-ți trebuie peste tot, ai mobilă. Treci pe lângă casa unui milionar și vezi un palat. E o revistă, v-am povestit odată. Mers la magazin, am luat revistă, scria Better Homes and Gardens. Case și grădini mai frumoase. Și am răsfoit-o și mi-am dat seama de un lucru. Toate casele și grădinile alea erau mai frumoase, dar mai frumoase decât ce? Mai frumoase decât ale mele. Citești o revistă din asta, te uiți la case, te uiți la mobilă, te uiți la ce n-ai tu și intri în depresie, ajungi să fii nenorocit. Vrei zile rele? Uită-te întotdeauna la altul care are mai mult ca tine. Vrei zile bune? Hai să facem, ne lăsați imaginele, facem niște copii după casele lor, după îmbrăcămintea lor. Vă dau la fiecare dacă vreți. Uitați-vă dimineața în fiecare zi și o să saltați de bucurie, o să aveți o zi bună. Să-i mulțumiți lui Dumnezeu că aveți vilele voastre, nu vilele alea. Ei, ca să cultivăm un stil de viață al mulțumirii, trebuie să se întâmple trei lucruri legate de credință. Vorbim despre credință. Despre credința noastră în Dumnezeu și încrederea noastră în Dumnezeu. Pentru că sora credinței este încrederea. Când crezi că există Dumnezeu, poi cunoscându-L pe Dumnezeu, dezvolți încredere în Dumnezeu. În primul rând este credința prin care așteptăm ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru binele nostru. Vedeți, ori de câte ori considerăm că ne lipsește ceva, că am avea nevoie de ceva, credința ne îndreaptă către Dumnezeu. Filipeni 4:6 spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Acum, când cererile noastre sunt impertinente, Domnul Iisus Hristos vorbește și despre cereri impertinente. Și cineva care vrea să-și adauge un cot la înălțimea lui. Asta e o cerere impertinentă. Nu te ruga lui Dumnezeu să facă lucrul ăsta, că nu o să se împlinească. Uite, îți promit eu că nu se împlinește. Nu te ruga cu privire la lucruri pe care Dumnezeu nu le face că n-ai nevoie de ele. Dar în toate lucrurile necesare vieții, cerele de la Dumnezeu. Și cererile cu mulțumiri. Pentru că dacă avem ceva, frați și surori, le avem de la Dumnezeu. Știți ce se întâmplă cu oamenii care nu se roagă? Uite, să vă spun un lucru. Am descoperit, n-am crezut lucrul ăsta, am descoperit că toți oamenii care au falimente spirituale în viața lor de credință, nu practică rugăciunea și citirea Scripturilor. În mod constant, în fiecare zi. Ecuația biblică este simplă. Domnul le-a spus lui Petru, Iacov și Ioan, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? O oră de rugăciune. Duhul este plin de râvnă,
dar carnea este neputincioasă. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. O oră de rugăciune pe zi. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după? În fiecare zi. Pentru că în fiecare zi suntem atacați, ispitiți, tentați, loviți. Fără o oră de citire de Scriptură și fără o oră de rugăciune pe zi, nu ai cum să ai succes în viața de credință, vei falimenta. Pentru că ești exact ca un om care se duce flămând la luptă. Pune-l să bată. Ține-l flămând, nu-i da de mâncare. Dar noi nici nu ieșim din casă până nu mâncăm. De ce, te duci la servici nemâncat? Te duci la școală nemâncat? Ei, mergem la cel mai mare război al vieții noastre nemâncați. Însă vă spun ce se întâmplă atunci când nu ne rugăm. Și unul din motivele pentru care nu ne rugăm. Ne-am obișnuit că mergem la servici și noi ne câștigăm pâine. Ne-am obișnuit că ne purtăm de grijă. Fără să considerăm că puterea de a te duce să-ți câștigi pâinea și sănătatea ți-o dă Dumnezeu. Dacă nu ți-o dădea, stăteai acasă în pat. Când ne rugăm pentru toate nevoile, zice, pâinea noastră cea de toate zilele, nu zice, mă pui pe mine să mă rog pentru pâinea mea cea de toate zilele, mă duc la servici, mi-o câștig și mi-o cumpăr. Când îl scoți pe Dumnezeu din ecuațiile vieții tale, când îl scoți pe Dumnezeu din funcțiunile vieții tale, mănânci pentru că ți-ai gătit tu mâncarea, nu pentru că ți-a dat-o Dumnezeu. Ei, ia să vedeți atunci când luăm viața noastră dimineață până seara, începând de la încălțatul pantofilor, îmbrăcatul hainelor pe care ni le-a dat Dumnezeu, masa pe care o servim, că ne-a dat hrana Dumnezeu, Doamne, o luăm ca din mâna ta. Când încerci să-i mulțumești Dumnezeu, dar și să te rogi pentru ele, pâinea noastră și-a de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Doamne, dă-mi putere la servici, dă-mi înțelepciune. Astăzi, probabil mă voi întâlni cu circumstanțe, cu situații pentru care nu-s pregătit, am nevoie de înțelepciune, să dau o soluție la locul de muncă, să găsesc o cale. Păzește-mă de accidente, de greșeli. Vă spun eu, nu ne mai ajunge o oră. Ne mai ajunge o oră. De ce nu suntem mulțumitori? Pentru că îl scoatem pe Dumnezeu din așa zisele mărunțișuri ale vieții noastre, lucruri unde credem că ne descurcăm singuri. Ori nu uitați că tot ce ține de viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Și trebuie să ajungem să așteptăm ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu în toate circumstanțele și în toate amănuntele vieții. Că dacă m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, când vin acasă, nu mai zic, mi-am câștigat pâinea, mi-am realizat, n-am avut nevoie de nimic de la nimeni, mi-am făcut asta, mi-am făcut cealaltă, am asta, am cealaltă. Nu, după ce m-am rugat lui Dumnezeu, pe urmă, nu mai am obrazul să spun că mi le-am făcut eu, pe urmă spun, mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat și mulțumesc, Doamne, că mi le-ai dat. Se schimbă atitudinea vieții. Recunoștința, mulțumirea față de Dumnezeu ca stil de viață, ca act al credinței, este atunci... Păi uite, de exemplu, dacă le iau pe Marcus cu mine, Marcus, hai să ducem asta de aici până acolo. Pe urmă, eu nu mai pot să zic că am dus-o eu de aici până acolo. Zic, eu și Marcus am dus lada aia de aici până acolo. În momentul în care tot ceea ce fac în viața mea îl implic pe Dumnezeu în toate aceste amănunte, îl implic pe Dumnezeu prin rugăciune, prin cerere. Nu mai pot să spun că le-am realizat de unul singur, că le-am cărat de unul singur, că le-am purtat de unul singur. Și pe urmă trebuie să-i dau tot credit, toată mulțumirea și toată lauda lui Dumnezeu. Începe să-mi fie frică să spun, eu am făcut asta și eu am făcut cealaltă. Ne speriem, pentru că arată ca o insultă la adresa lui Dumnezeu
care ne-a ajutat și care ni le-a dat pe toate, măriți să fie numele Domnului. Și vă rog frumos, haideți să-L băgăm pe Dumnezeu în seamă de dimineața până seara, în toate amănuntele vieții noastre. Și la sfârșitul zilei, nu mai ne umflăm în pene, spune, am făcut asta, am făcut aia, am făcut cealaltă, spunem, cu ajutorul Domnului. Deci ca v-am mai povestit treaba asta și vă spun, ca să vă aduceți aminte, ca băcanul ăla care era foarte pocăit și oricine venea în băcănia lui și întreba, aveți asta, aveți asta, aveți asta, zicea, mulțumită lui Dumnezeu avem, mulțumită lui Dumnezeu avem, mulțumită lui Dumnezeu avem. Veni toată primarul comunei să vadă ce face băcanul. Și când l-a văzut mulțumită lui Dumnezeu, mulțumită lui Dumnezeu, i-a dat un cod, i-a spus, băi, mai zici și de mine, că și eu mai ajut pe aici și mai fac câte ceva, mai dau un telefon, mai zici tu și de primar. Băcanul, săracul, s-a conformat și a venit unul, zice, aveți măsline, zice, mulțumită primarului, nu avem. Dragii mei, tot ce avem e mulțumită lui Dumnezeu. Tot ce suntem e mulțumită lui Dumnezeu. Să avem mare grijă când l-om scoate pe Dumnezeu din ceva, să nu rămânem fără lucrul ăla. Și cel mai adesea uităm de viață, de sănătate, de aer, de... Pleacă e Dumnezeu aerul din lume? Dacă ia Dumnezeu apa din lume, dacă... Ce ne facem, fraților? Ei, credința prin care așteptăm ajutorul Dumnezeu, îl implicăm pe Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre și lui dăm mulțumire pentru toate, că fără El nu eram în stare de nimic. Doi, credința prin care știm că toate lucrurile sunt îngăduite și sub controlul total al lui Dumnezeu și sunt spre binele nostru final și veșnic. Pentru că trebuie să recunoaștem că în viața noastră vor apărea foarte multe lucruri care nu ne plac. O să mai ducem și lipsă din când în când, o să avem pierderi din când în când, o să ne mai îmbolnăvim din când în când. Nu o să ne meargă toate șnur. Nici nu vrea Dumnezeu să ne meargă toate șnur, pentru că devenim niște copii răsfățați. Și știți ce este un copil răsfățat? Care este primul defect al unui copil răsfățat? E nerecunoscător. Crede că îi se cuvine totul. Vă știți, ca fiul risipitor a zis, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Ce ți se cuvine, mă? Ce ai realizat tu, mă? Să vii tu la tata să-l... consider că a mort, că moștenirea să primea după ce murea tata. Cu alte cuvinte, te vreau mort, vreau moștenirea de pe acum. Că mi se cuvine, partea de avere care mi se cuvine. Ei, dragii mei, și noi de multe ori ne purtăm ca niște copii răsfățați ai lui Dumnezeu care credem că ni se cuvine tot. De aici au apărut toate teologiile astea cu ciuperci, că dacă ești copilul lui Dumnezeu, ți se cuvine tot. Nu se cuvine nimic. Și uneori Dumnezeu testează caracterul nostru să vadă cât de răsfățați, cât de obraznici am ajuns să fim, când îngăduie anumite potigneli. Când nu ne mai merg toate lucrurile bune. Când pică o căldare de apă rece pe capul nostru. Și atunci să vedem noi Iov. Băi Iov, de adevăratele ești? Chiar îl iubești pe Dumnezeu sau e o înțelegere, o mică înțelegere? Dumnezeu te binecuvintează și tu o faci pe neprihănitul. Care a fost mirarea până și a nevestei lui? Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Ei, Dumnezeu vrea să verifice, ne zguduie ca să vadă dacă suntem neclintiți în neprihănirea noastră. Dacă neprihănirea noastră este de adevăratele. Ori prin credință acceptăm și știm că toate lucrurile care vin în viața noastră sunt îngăduite de Dumnezeu cu un scop bine întemeiat. Cu un scop bine întemeiat, să ne testeze, să ne smerească. De aia în Efeseni 5:20 spune, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. În Romani 8:28 spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, atenție, nu Dumnezeu
e obligat să-ți dea toate lucrurile bune, ci tu ești obligat să-i mulțumești pentru toate lucrurile, să le iei pe toate ca din mâna lui, inclusiv alea care nu-ți convin, pentru că fac parte din viața ta de credință. Datoria ta e să rămâi neclintit în mulțumire, în recunoștință. Într-o zi în care nu te simți bine, să te pui pe genunchi: Doamne, îți reproșez astăzi că nu mă simt bine. Nu-ți mulțumesc pentru ziua de astăzi, că nu mă simt bine. Nu-mi place mâncarea, nu-mi place soțul, soția, copiii, familia, părinții. Ai avea curaj să faci o asemenea rugăciune? Ei, când nu faci nicio rugăciune, exact rugăciunea asta o faci. Că dacă e unul mare de tot, mi-e frică de el. Mă duc să-i bag degetele în os, îi spun: ce faci, domnule, dă-te la o parte, te rec eu. Nu, dar nu o să-l bag în seamă. Și uneori cu Dumnezeu, care e mare, tare, puternic, ne temem de el, nu? Ne apucăm să fim obraznici, să-i vorbim urât. Dar e suficient să nu-l băgăm în seamă. Da, surorile trebuie să știe despre ce vorbesc eu. Cea mai mare armă a supărării este... l-ai ignorat, nu l-ai băgat în seamă, l-ai distrus. Știu, poate că sunt și unii frați care folosesc arma asta, de o armă foarte periculoasă. Să știți că de multe ori la consilierile pentru familii avem mai mari probleme când oamenii nu se mai bagă unul pe altul în seamă. Nu când se ceartă, și cearta e foarte rea. Cearta e foarte rea. Dar indiferența e de 10 ori mai rea. Păi dacă Dumnezeu e Tatăl nostru, să-i fim noi indiferenți, să-i spunem: astăzi n-am pentru ce să-ți mulțumesc. Ia uite ce am pățit, ia uite ce mi s-a întâmplat, ia uite peste ce am dat. Nu, mulțumirea, recunoștința e un act al credinței prin care știm că toate lucrurile sunt îngăduite sub controlul lui Dumnezeu și spre binele nostru final și veșnic. Și în al treilea rând, credința prin care tot ce contează, mai mult decât orice, este veșnicia și nu ce se întâmplă în viața aceasta. Vedeți? Există, și chiar în urmă cu 2 săptămâni vorbeam aici despre teologia prosperității, despre faptul că Dumnezeu binecuvintează și din punct de vedere material. Și suntem recunoscători pentru asta. Și este o excepție că majoritatea oamenilor din lume trăiesc într-o condiție mai săracă și mai grea decât a noastră. E o mare responsabilitate să fii binecuvântat în felul ăsta de Dumnezeu. Dar teologia despre prosperitate nu este că trebuie neapărat să fii și să ai, ci este cum ai ajuns să ai și ce faci cu ce ai. Asta e teologia prosperității. Când o ai, dacă o ai, cum ai obținut prosperitatea aia, e sau nu binecuvântare, și ce faci cu ea? Unde o pui la lucru? Pentru că spunea apostolul Pavel, lui Timotei, spune bogaților din lumea aceasta să strângă comori veșnice. Și vreau să repet ceea ce v-am mai spus, fraților, și apoi vă face o rugăciune. Ți-a auzit de multe ori, vi s-a spus că nu luați nimic din lumea asta. Mai ales la înmormântări, arătăm sicriu, arătăm persoana din sicriu și spunem: vedeți? Deci, ce-a luat? N-a luat nimic. Dar nu e corect. Pentru că noi arătăm doar trupul ăsta pământesc pe care și pe el l-a lăsat în urmă. Realitatea este, nu este ce vedem. Realitatea este alta. Sunt faraoni în istorie, împărați, care și-au luat cu ei și au făcut niște camere și niște mausole arhipline de aur, de pietre scumpe, de câte vrei, și mâncare și-au pus acolo. Au crezut că o duc cu ei în viața cealaltă și n-au dus nimic. Și sunt săraci care au fost aruncați la groapa comună și și-au dus în eternitate o comoară. Pentru că Biblia spune că tot ce folosim pentru împărăția lui Dumnezeu aici, transferăm în eternitate. Dumnezeu convertește banul tău, dărnicia ta, bunurile pe care le folosești,
casa, dacă o folosești în mod ospitalier, mașina pe care o folosești ca să faci lucrarea lui Dumnezeu. Da, frate, jur că venul ăla vechi, care nu mai știi nici mata pe unde este, când s-a deschis biserica și ai dus toți frații și surorile în vârstă cu venul tău. Acum nu venul ăla, dar echivalentul lui înmulțit în slavă și în bogăție. Hai să te întâlnești cu el în eternitate. Nu s-a pierdut, n-a ruginit, l-a convertit Dumnezeu și ți l-a pus acolo, cu o comoară veșnică. Tot ce ați făcut pentru Dumnezeu se transferă și se convertește în moneda eternității, despre care nu vorbim că nu știm. Dar Biblia o numește o comoară. Tot ce veți da acum la ieșire pentru lucrarea din Africa, noastră veți zice, i-am dat lui fratele să-i ducă în Africa să facă, să dreagă, să nu știe. Ascultați, cu toate aceste strângeri, cu toate aceste contribuții, cu tot ce dați pentru biserică, pentru misiune, pentru lucrarea lui Dumnezeu, se transferă direct în cer. Și dacă s-ar transfera dolari, case, mașini, n-ar fi nimic, că dacă cerul ar fi despre astea, ar fi vai de noi. Se transferă într-o bogăție inimaginabilă, pe care nici nu ne-o putem închipui acum. Ei, credinciosul pentru aia trăiește, nu pentru asta. Gândurile lui cele mai multe și cele mai mari sunt către veșnicie, nu către lumea aceasta. Asta este un stil de viață mulțumitor. Ne ridicăm în picioare și mulțumim Domnului din toată inima și ne rugăm, Doamne, ajută-mă să trăiesc o viață de recunoștință, de mulțumire, ca să nu fie viața unui nenorocit, să fie viața unui om cu adevărat binecuvântat, prânz de verdețuri, nimic atoată, dar dragoste și împlinire și fericire. Ne rugăm cu tot.